Reprezentanții primăriei comunei Punghina sunt cunoscuți drept oameni gospodari și implicați în viața comunității pe care o conduc. Asfaltarea ulițelor sătești a fost una din prioritățile acestora, întrucât concetățenii să poată circula în siguranță. De asemenea, modernizarea iluminatului public cu lămpi performante pe LED a fost o necesitate în ceea ce privește bunăstarea locuitorilor. Lucrări ample de modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere au avut loc în ultimii ani în comuna Punghina. Reprezentanții primăriei au dat dovadă de implicare în ceea ce privește bunăstarea concetățenilor săi. E o investiție foarte importantă. Acest drum județean, care se numește 563, este de aici, de la intersecție de la Punghina până la Bălăcița încolo. S-a făcut niște lucrări de foarte bună calitate și sunt aproape lucrările pe terminaterea. Deci e o investiție care a venit la timpul potrivit și toată lumea e mulțumită de acest proiect, care este, bineînțeles, pe bani europeni. În localitatea Punghina, nu doar drumul județean este asfaltat, ci aproape toate ulițele satului. O infrastructură rutieră modernă înseamnă un pas spre o comună la standarde europene. În acest loc, cetățenii se bucură de trotuare, rigole, accese la proprietăți și spații verzi amenajate. Primarul drinceanu, Gelu Costel, a pus bazele unei dezvoltări temeinice localității Punghina și își dorește să schimbe complet fața localității, iar condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă să se îmbunătățească din ce în ce mai mult.